So, salutare fraților, bine v-am regăsit la un nou vlog. Este duminică, 28-a 4-a. Nu știu când o să apară și acest al doilea vlog pe care îl filmez astăzi. Este o zi specială pentru că știm cu toții, în calendarul ortodox este ziua Paștelui. Dar noi va trebui să muncim astăzi pentru că am fost puțin puturoși ieri. Trebuie să continuăm cursa de Limoges din Germania și să ajungem în seara asta ca să ne odihnim. Avem descărcare mâine dimineața la 8. Ce să vă zic, o să ne vedem pe drum, cred că îmi fac acaratele, mașina am pornit-o deja de 15 minute, am lăsat-o să încălzească pentru că sunt pregătit de drum. Bănuiesc că să ne oprim undeva să mâncăm, iar apoi îi dăm bătaie mai departe să terminăm. GPS-ul mi-arată că ajung pe la 6 seara, doar că o să mai pierdem ceva timp pentru că avem de alimentat, trebuie să mai și mâncăm. Nu ne grăbim, mergem lejereanu astăzi, mergem la consum și nu avem ce să facem. Îi dăm bătaie, muncim, pentru că asta este și o modalitate prin care putem să, nu știu, eu cel puțin pot să mai uit de chestia că sunt departe de familie în ziua asta specială pentru noi cei ce suntem de religie ortodoxă. Așa că, fraților, ne vedem mai târziu și țineți aproape. Fraților, așa cum vă spuneam, uite, tocmai ce am oprit la Leclerc să alimentez. Trebuie să tai când foaia de parcurs, nu, în foaia de alimentări. Stric alimentările și implicit în telefon, pentru că asta cer de la firmă, avem foaia de alimentări 2804 1, 9. M-am alimentat pe Franța de 105,27 05,27. Nu știu dacă se practică asta și la alte firme, cel puțin la noi în firmă se practică.
trebuie să duci asta contabilului în momentul în care te duci la de cont când termini o cursă. Ah, mă rog pe căldura asta. Am ieșit afară și cam frig. Am dormit la căldura la maxim să mă încălzesc. Acum m-am încins prea tare. Și am alimentat 73 de litri. 73 pe 214755. 214755. Ok, cam asta ar fi. Aici și acum o să bag și în aplicație în telefon. Asta nu e certă de firmă, aplicația de telefon o am eu pentru că este o aplicație foarte bună care îmi permite să țin evidența consumului în orice moment. Sunt disperat de treaba asta, să țin evidența consumului, pentru că în funcție de asta uneori mai fac și stilul de mers și știu dacă îmi permit să pot să alerg la anumite curse sau nu. Pentru că în principiu pe mine ceea ce mă interesează este în primul rând să scot consumul și în al doilea rând trebuie să facem, să ajungem și în timp la destinație, pentru că ăsta nu este jobul, doar că uneori nu prea este posibil, pentru că lucrurile astea nu depind numai de noi, depind și de tranzit, depind și de trafic și de multe altele, așa cum știți și voi cei care faceți deja această meserie. Bun. Ah, nu erau consumul la cursa asta, 9.26. Se poate și mai bine, dar asta pentru că am stat cu motorul pornit ca să încărcăm vlogul de ieri. Vlogul trecut. Ar trebui să am și foile de alimenturi pe aici. Bonurile le avem. Ia să ce este asta, connection lost. Și bun, plecăm la drum. Am încercat să găsesc o poziție la scaun, să stau cumva mai jos ca să pot să filmez și vouă, să nu mai filmez partea asta a plafonului, că m-am uitat pe clipuri și este enervantă, sincer. Ne cum ieșim noi de aici fără să luăm bordura. Da, ieșim, nu e problemă. Am ușa deschisă. Gata, fratele meu, și-am închis și ușa. Am închis-o bine, că am lăsat aici și pe ușă centura. Ok. Și spuneam că o să vorbim despre cum petrec șoferii pe comunitate, sărbătorile și nu numai. Lucrurile nu sunt foarte complicate pentru că de obicei nu ai prea multe opțiuni pentru a face ceva. Pentru că de obicei te prinde în parcare, asta fie că ești cu 3,5 sau fie că ești cu camion, nu contează. Tot în parcare te prinde o sărbătoare, dacă te prinde în parcare o sărbătoare, cam același lucru ai să le faci, decât să stai cu alți colegi, să bei o bere, să gătești ceva, să vorbiți, să povestiți, pentru că lucrurile astea se practică foarte des pe parcare. Dar noi cei cu 3,5 putem să facem și alte lucruri. Spre exemplu, să mergem să vizităm niște orașe. Lucru pe care, spre exemplu, aș putea să-l fac și eu astăzi în drumul meu, pentru că mai am cam vreo 500 de kilometri până la destinație și aș avea timp suficient să fac treaba asta, doar că nu știu dacă am și dispoziția necesară. Aș vrea să filmez niște timelapse-uri frumoase. Până acum am filmat deja unul și mă gândesc să-l postez în acest vlog. Și eu probabil că o să mai filmez unul până la încărcare pentru a vă face așa o idee despre acest traseu pe care l-am parcurs la această cursă. Dar cum spuneam, primul an în care am ieșit pe comunitate s-a întâmplat în decembrie 2017.
atunci am ieșit eu pe comunitate, când m-am angajat și nu știam, m-am spus că nu știam ce înseamnă chestia asta. Am angajat la un patron care de asemenea și el era pentru prima oară implicat în treaba asta. Am avut o mașină nouă de 500 de kilometri, Ford Transit. Mașină abia scoasă de la leasing, s-a făcut un drum pe la Vâlcea cu ea ca să-i monteze patul și girocoul, dacă nu mă înșel. Și cam atât. Ideea este că, evident, am plecat conștient în momentul ăla, am petrecut Crăciunul, dacă nu mă înșel, într-o parcare pe Germania cu colegul cu care am plecat, pentru că am fost doi băieți care ne-am angajat. Am plecat în Italia, de la Arad, am avut prima cursă de la lacul Como și trebuia să ne ducem undeva în Olanda. Evident ne-am oprit, am plecat pe 22, dacă nu mă înșel, din România. Și ne-am oprit undeva pe weekend și de Crăciun într-o parcare pe Germania. Nu mai țin minte exact unde era, nu știu să vă spun, doar că știu că m-am parfumat foarte bine. La momentul ăla nu puteam să fac foarte multe chestii pentru că nu aveam butelie, nu știam ce înseamnă comunitate, nu aveam practic nici mâncare cumpărată. Ceea ce făceam, mâncam de prin Beco, mâncam de prin fast food-uri, mâncam la McDonald's sau pe unde prindeam. Până erau chiar primele 3 sau 4 zile, 3 zile de comunitate și nu știam ce înseamnă exact așa cum v-am spus. Până am început să descoper cum stă treaba și supermarketuri și chestii și alea. Ideea este că n-a fost mare lucru, a fost o zi ca oricare alta atunci de Crăciun, mesaje pe Facebook și cam atât, doar că n-am fost acasă cu familia. M-am îmbătat seara cu el, am băut o sticlă de vodka, dacă nu mai mi-aduc bine aminte, și a fost ceea ce trebuie. Cât despre Revelion, am fost pe data de 29, dacă nu mă înșel, am ajuns în Paris. Țin minte că am stat cam 2 sau 3 zile atunci în Paris și am făcut anul nou în Paris. Asta datorită comunității. Pentru mine a fost ceva wow, pentru că, exact cum am spus și în vlogul trecut, niciodată nu mi-aș fi permis să fac Revelionul în Paris. Conjunctura a fost de așa natură că acest coleg care lucra cu mine, ne-am întâlnit la Paris, am avut o descărcare la Sarcel, dacă nu mă înșel, amândoi. Și de acolo ar trebui să stăm, pentru că mie îmi găsise încărcare din Paris pentru Spania, dar aveam descărcare în Spania tocmai pe 2 sau ceva de genul, deci nu era grabă. Lui nu-i găsise încărcare și ar fi trebuit să stăm. El avea o prietenă de mult timp, din copilărie sau ceva de genul, din câte am înțeles, în Paris, care stătea undeva la periferie, și a sunat-o și am fost cazați acolo pentru 2 zile, 2 nopți. Deci a fost conjunctura de așa natură încât, nu știu, a fost ceva satisfăcător, a fost ceva ok, pentru că a fost foarte, foarte ospitalieră acea prietenă a lui. Chiar dacă eu nu eram din anturajul lor și nu eram o persoană care eu cunoscuseră înainte, m-au primit foarte bine și pot să spun că am făcut ziua de 30 sau 31, nu mai știu, 31, am petrecut-o înainte de Revelion, am petrecut-o împreună în momentul respectiv, am stat la masă și au fost toate cele bune, am mers, am cumpărat toate cele, am preparat și am mâncat românește, da? La periferia Franței și a fost totul ok. Eu am hotărât să nu stau în Paris în noaptea de Revelion. Am stat în noaptea de Revelion doar până după 12 noaptea, când au aprins și au fost artificii la turnul Eiffel, a fost foarte frumos. M-am bucurat de chestia asta, iar după m-am urcat la după și am plecat spre Spania, chiar în noaptea aceea, pentru că eram și momentele acelea când mie mi-era foarte, foarte, foarte drag să conduc și exact cum vă spuneam, eram foarte încântat, mă relaxam foarte tare și mie, dacă plecam, mă urcam pe după și aveam cursă, mie nu mai trebuia nimic, n-aveam niciun fel de supărare, niciun fel de problemă, eram foarte fericit și era totul ok. Așa am petrecut eu Revelionul ăla. Și pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. Am fost și norocos cu acest coleg al meu, care stând amândoi în mașină, stăteam și verificam ce să facem. Și asta am făcut.
problemă care putea fi întâlnită la momentul acela de revelion în Paris și pentru care aveam emoții era faptul că eu eram cu duva și tot existau acele chestii, există și un clipa de față și momentul de față există acele chestii cu atentate și știți voi mai bine. Duva mea erau două butoaie, cred că de ulei sau ceva de genul, încărcate din Paris pentru Spania. Erau două butoaie negre, așezate pe un palet în mijlocul mașinii, legate cu Kinga 2, nu mai știu exact. Dar ideea este că n-aș fi vrut să mă oprească în mijlocul Parisului, unde am parcat eu Duva ca să pot să merg în acea trecere de an la turnul Eiffel. N-aș fi vrut să mă oprească vreun polițist sau ceva, sau de poliție sau de jandarmerie să... Vă dați seama, când ar fi deschis ușa și ar fi văzut starea două butaie, probabil că ar fi găsit cu siguranță că este o bombă sau ceva acelor. Chiar mă gândeam foarte serios la chestia asta și aveam emoții pur și simplu pentru forma și pentru modul în care arăta paletul ăla pe care aveam de transportat. Dar a fost totul ok, nu m-a oprit nimeni și nu s-a întâmplat nimic. Am plecat, cum v-am spus, în acea noapte spre Spania, imediat după miezul nopții și a fost totul bine și frumos. Deci am crezut că ăsta vine pe contrasens. Mă speriase fraierul. Alo, să nu spui că ăsta m-a băgat pe rapid. Ia uitați-vă pe unde m-a băgat ăsta. Uitați-vă pe ce hal de drum. Franța, Franța, Franța vieții. Franța vieții. Da, și eu cam așa am petrecut până acum sărbătorile pe comunitate. Până acum nu s-a mai întâmplat. Ba da, s-a întâmplat, dar asta n-a fost o sărbătoare. Mi-am petrecut ziua de naștere pe comunitate. Eram la Budapesta. N-a fost mare lucru, doar că urăsc drumurile astea cu limite de 30. Am făcut un grătel frumos, chiar singurel în parcare. Am băut câteva beri, deși eu nu prea obișnuit să beau bere. De obicei sunt e băutărie și e mai precis whisky, pentru că la vodka sau alte chestii nu mă împac. Trage și tu mai dreapta, că nu o să mă duc în dreapta niciodată, să te evit pe tine. Mulțumesc. Așa. Am băut câteva beri și în rest n-am făcut absolut nimic special. M-am odihnit, am stat la parcare. Mi-am așezat mașina cum fac de obicei, pentru că eu înainte de curse sau în timpul curselor, când am timp, îmi curăț mașina și nu am făcut nimic special. În principiu, șoferii își petrec sărbătorile pe parcare în momentul în care sunt nevoiți să stea plecați de sărbători. Deci nu este mare lucru, nu este ceva excepțional, ceva wow. Noi suntem privilegiați, cum am spus, cei cu 3,5, pentru că putem să ne mișcăm, putem să plecăm cu mașinile proprii, putem să plecăm să facem ceva în sărbătoarea respectivă. Uite, spre exemplu, am un coleg cu care m-am întâlnit acum două sau trei săptămâni, am întâlnit chiar undeva pe aici, pe la Limoges. Ne-am întâlnit în parcare amândoi și am fost la un supermarket împreună, am cumpărat tot ce a trebuit și ne-am apucat de gătit. Am gătit, pot să vă spun, ciorbă, am gătit mazăre, aveam un plan să facem și niște piure cu un sos. Planul era să gătim, pentru că toți suntem amândoi, să gătim pentru întreaga săptămână, pentru că de obicei te salvează foarte mult la prețurile... La costurile pe care ai putea să le efectuezi în timpul unei săptămâni. Te salvează foarte mult în momentul în care ai mâncare. Și când ai astfel de meserie, este foarte important să te organizezi cu banii în astfel încât să salvezi cât mai mulți bani. Pentru că de asta, până la urmă, de asta suntem plecați și de asta stăm pe aici. Ăsta face stânga, mașină, vine și ăla. Îl lăsăm să treacă și ne băgăm și noi, deși doar pentru că luăm demaraj greu. Deși după, e dat de fapt o aia. După parcă văd că o să mă chinui să o depășesc, dar nu este o problemă. Deci asta spuneam.
N-am mai apucat să facem și pireul, pentru că de fapt am parcat mașinile undeva într-o zonă, într-o parcare, între copaci, era foarte frumos, era o zonă cu iarbă, gen o poieniță, super, super, cum spune Nicola sau... Da, chiar a fost foarte ok atunci era și n-am apucat să facem pireul pentru că în momentul în care am fost la supermarket am cumpărat și o sticlă de whisky. E bine că am apucat să facem ciorba și mazărea, pe care am pus-o la burcane și n-a ajuns săptămâna respectivă, a fost ok. Deci cam asta fac șoferii în sărbătorii de sărbători prin parcări și nu sunt lucruri excepționale. Sunt lucruri pe care și alți oameni le-ar face. Pur și simplu poți să găsești un loc când ești cu mașina mică, dacă mai ești cu cineva, să faci, spre exemplu, un picnic. Așa cum noi obișnuiam cu prietenii mei să fac în copilărie în momentul în care sărbătoream Paștele acasă la Ploiești, mă refer. Nu când stăteam la București, mergeam la picnic mereu, cumpăram toate cele ce trebuia, urcam o mașină și mergeam undeva pe dealuri sau în apropiere de munte, într-o poieniță sau undeva și ne făceam de cap acolo. Beam, ne distram, făceam grătar și stăteam la aer curat. Poți face treaba asta și aici, dar cred eu că poți face treaba asta numai dacă ești cu mașină mică sau dacă ești cu tirul, cu camionul, dacă ai norocul să parchezi într-o parcare care este să-ți dea posibilitatea să mergi undeva într-un spațiu care să fie, nu știu, să ai alt peisaj decât acele linii de parcare și acele coșuri de gunoi puse prin stânga și prin dreapta mașinilor, să ai alt view în fața ta și să poți să te bucuri altfel de moment. Cam asta este despre subiectul ăsta. Mai multe știți chiar și voi, cei ce practicați această meserie. O să revenim mai târziu cu alte chestii, dacă am ceva să vă spun referitor la acest subiect. That all depends on what you're feeling from me. Show you all the way. Let me show you all the ways. Oh, let me show you. Fraților, ne apropiem de descărcare. Sunt un pic fericit că se pare că am găsit o poziție bună pentru GoPro. Normal, eu țin să scaunul foarte ridicat în momentul în care conduc, ridicat la maxim pentru că așa mă simt cel mai confortabil. Acum l-am lăsat jos de tot ca să pot să vă prind și din bord și să pot să prind
la vederea din față, s-a pus să prind și partea aia sus fără să se includă acest plafon care se vede insistent de neplăcut. În fine, să trecem peste. Am reușit să opresc într-o parcare să mănânc, mi-am gătit niște paste și nu am vrut să filmez, dar am interacționat cu doi șoferi de camion care sărbătoreau Paștele în parcare. Nu erau de naționalitate română, erau din Republica Moldova, însă erau foarte fericiți și bineînțeles că au făcut un grătărel. Nu am stat prea mult pentru că am fost invitat să servesc un paharel de rachie și m-aș fi tis cu siguranță și nu era cazul pentru că trebuie să ajungem să descărcăm până mâine dimineață. Planul este să ajungem în seara asta și să ne odihnim. Mi-ar fi plăcut să pot să vă arăt, doar că nu am ajuns încă la modul ăla în care să am suficient curaj încât să le explic și altora că uite, eu fac un vlog și nu știu, ar fi trebuit oarecum să le cer aprobarea să apară în acest vlog și nu știu cum ar fi reacționat. Mi-a fost teamă de reacția lor și am preferat să nu filmez momentul. Dar în principiu oamenii sărbătoresc așa cum pot. Lucrurile nu stau chiar așa rău, pentru că în ziua de azi pe comunitate îți creezi condiții, mașinile sunt dotate cu tot ceea ce îți trebuie. La camioane nu se pune problema pentru că sunt mult mai evoluate, este mult mai mult spațiu de depozitat. Aici mă refer pentru mâncăruri sau băuturi pe care poți să le folosești în astfel de momente de sărbători și nu numai, chiar și în zilele normale. Dar voiam de fapt să spun că am parcurs aproximativ 500-600 de kilometri, cred că 600 au fost, nu, am parcurs 500 de fapt din momentul în care am plecat și am întâlnit foarte multe mașini de 3,5. Deci asta înseamnă că nu am fost singurul care am lucrat astăzi. Mă gândeam la un moment dat să le și număr, să văd cam câte întâlnesc. Ideea este simplă. Oamenii muncesc dacă trebuie să muncească, oamenii stau și sărbătoresc dacă trebuie să facă, dacă au timp să facă chestia asta. Colegul cu care am stat pe parcare acum 2 sau 3 săptămâni, când v-am spus, am vorbit cu el și bine, de fapt am vorbit de-aseară și mi-a spus că el venea spre Bullhouse de undeva de la Caen. Și mi-a spus că are de gând să se oprească la Mulhouse pentru că ar fi auzit că acolo este o biserică ortodoxă. Am vorbit cu el astăzi și mi-a spus că a și făcut treaba asta și el a preferat să meargă să facă cursa de ieri și să stea liniștit astăzi în ziua de Paște. Ceea ce ar fi trebuit să fac și eu dacă n-aș fost un pic leneș ieri, pentru că am preferat ca ieri să stau în parcare și să termin restul cursei astăzi. Ce este drept este că ieri mi-am ocupat cam majoritatea timpului cu primul vlog, pentru că încă sunt puțin neîndemânatic și trebuie să învăț lucruri și chestii și profitând de această ocazie că aș putea să-mi fac timp liber, am făcut-o în ziua de ieri. Dar concluzia este că oamenii se adaptează, chiar dacă sunt pe comunitate sau nu, și știți cum se spune, că românii noștri sunt inventivi și mereu găsesc soluții pentru orice fel de problemă. Yep. Iată-ne, fraților, am revenit. A ajuns la destinație, la Limoges, la descărcare. Una peste alta, n-aș putea să vă spun că n-a fost o zi chiar atât de grea. A fost o zi cât de cât lejeră. Am avut timp de pauze, am avut timp să mă opresc și am avut timp să trag niște cadre frumoase, pentru că a fost o vreme bună pentru filmat, cu peisaje frumoase și pe mine, nu știu, m-a surprins foarte plăcut cerul astăzi pe toată durata cursei.
Ce să vă spun, cam așa arăta ziua mea de lucru de Paște. Sper că v-a plăcut. Ideea este că aș vrea să vă postez cam în fiecare zi filmulețe și să vă detaliez cât se poate de mult despre viața pe comunitate și șoferia pe 3,5, pentru că implică foarte multe chestii și sunt foarte multe lucruri de discutat. Exact cum am spus și în vlogul de ieri, sunt lucruri bune, lucruri rele. Eu am de gând, așa cum este scris și în prezentarea acestui canal, am de gând să spun lucrurile cu totală transparență și să spun exact realitatea, exact ceea ce se întâmplă, pentru că uneori întâlnești niște situații care nu sunt normale. Nu știu, poate că nu mi s-a întâmplat mie neapărat, dar am asistat la astfel de lucruri, la felul cum se lucrează, pentru că uneori se lucrează prea mult sau chestii de genul, dar cu siguranță o să avem timp să vorbim asta în vlogurile viitoare. Asta am de gând. Ceea ce vă rog eu pe voi, cei care vizionați videoclipurile, să vă abonați, dacă, exact cum spun, dacă vreți să primiți notificări pentru următoarele clipuri pe care le postez. Nu vreau să promit că voi posta în fiecare zi, dar asta am de gând. Este foarte, foarte greu cu internetul pe comunitate, este foarte greu să găsești locații prin unde să poți să folosești un internet bun și să poți să abladezi un videoclip pe YouTube, dar voi încerca pe cât se poate de posibil să, pe cât se poate de mult, voi încerca să postez cât se poate des și să vorbim, exact cum spuneam, despre subiecte interesante, subiecte care pot să fie de folos tuturor, atât colegilor mei și mai ales celor care sunt pasionați și care probabil se gândesc că ar putea să facă această meserie. Trebuie să știe la ce se aștepte și ce o să întâlnească în momentul în care o să înceapă să facă această meserie. Cam asta urmăresc pe canalul ăsta și alte chestii pe care o să le mai prezint, v-am spus, în momentul în care o să merg să călătoresc. Momentan sunt la lucru, pe o perioadă lucrez, o perioadă călătoresc, cam asta fac eu de obicei, momentan lucrez. Exact cum v-am spus, mă repet, vă rog frumos, cei care vizionați, să vă abonați și dacă se poate să mă ajutați prin, nu știu, să dați un share la acest videoclip sau la videoclipurile mele, pentru că vreau să le vadă cât mai multă lume și vreau să am... să atragem cât mai multe persoane pe canal, pentru că abia atunci pot să încep să discut problemele într-un mod cât mai consistent, problemele care sunt existente aici și probleme sau neprobleme, probleme sau lucrurile bune. Important este să ne strângem cât mai mulți, asta este și ideea și după vom vedea. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, am fost Adi pe ziua de azi, sper că v-a plăcut ziua de lucru pe care eu am avut-o. Știu că poate voi v-ați relaxat în ziua de Paște, asta cu familiile. Mă bucur să aud chestia asta. Eu vă doresc în continuare ziua de mâine, de fapt, sau nu știu. Vă spun un călduros Hristos a înviat, să vă bucurați alături de familie, cei care sunteți acasă, cei care sunteți la lucru, să aveți drumuri bune și multă sănătate. Drumuri bune lipsite de evenimente, pentru că asta este cel mai important în momentul în care stăm pe aici, pentru că cu siguranță nimeni nu-și dorește să aibă parte de evenimente neplăcute. În fine, eu vă mulțumesc frumos că m-ați vizionat, apăsați-vă butonul de like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și vă rog frumos, dacă aveți posibilitatea, să dați un share undeva, pentru că pentru mine este foarte important să ne strângem cât mai mulți pe acest canal.